Un studiu publicat recent de către Societatea Americană de Cardiologie arată faptul că 65% dintre americani, nu este făcut pe români, nu dorm bine și că acest aspect al stilului de viață asociază creșterea riscului cardiovascular. Acum, noi nu suntem americani, totuși suntem oameni și ce știm din. Literatura științifică din zona de somn de calitate proastă. Și atenție, nu este vorba despre somn insuficient neapărat, pentru că sunt persoane, de exemplu, care au reacții de stres, de resemnare. Care dorm mult, dar nu intră în toate ciclurile de somn, și nu se odihnesc adecvat, și au, în ciuda faptului că dorm 8-9 ore, se trezesc din ce în ce mai obosiți, și uh, calitatea somnului face, practic, diferența pe sănătate, nu cantitatea somnului. Acum, nu este vorba doar despre creșterea riscului cardiovascular, pentru că atunci când există tulburări de somn, asta influențează capacitatea organismului de a folosi grăsimea ca sursă de energie a doua zi după o zi cu somn, după o noapte cu somn de calitate proastă și datorită hormonilor de stres dereglați prin lipsa somnului de calitate, Apare pierdere de masă musculară, scădere metabolică și creșterea riscului de. Îngrășat fără exces alimentar. Asta la pachet cu faptul că, atunci când sunt obosiți, majoritatea oamenilor au tendința să ciugulească între mese, au tendința să mănânce mese de calitate mai proastă și, în general, să tragă cumva de ei, lipindu-și ziua cu tot felul de cafea și ciuguleli. Așa că, dacă în ultima vreme ai fost mai obosit, mai obosită și ai vrea totuși să ai grijă și de inimioara și de greutatea ta, întreabă-te: fac ceva să-mi cresc calitatea somnului?